Ca să fim încurajați prin Evanghelie, pentru că inima noastră este ancorată în cuvântul Scripturilor, de unde am și primit nădejdea credinței, că într-o zi vom fi împreună. Sora Cornelia a plecat acasă la Domnul și ne așteaptă acolo. Într-o zi vom fi iarăși împreună, când ne vom bucura pe plaiurile cerului, iar până atunci vom rămâne tare în credință, știind că Dumnezeu se îndură de noi și ne poartă de grijă în fiecare clipă a vieții. Dorim să începem slujba de înmormântare, chem în numele Domnului și prin fratele Șani, ne vom ruga lui Dumnezeu. Tatăl nostru din ceruri, în numele lui Iisus stăm aici adunați, Doamne, la acest miting de doliu. Și cerem îndurarea Ta. Avem nevoie de încurajare, avem nevoie de harul Tău, Doamne. Avem nevoie de cuvântul Tău ca să ne poată mângâia inimile noastre, Doamne. Te rog, ocupă-te în mod deosebit de acest lucru. Binecuvântă mesajul care vom primi din partea Ta, Doamne, pentru întreaga asistență și în mod special pentru familia Andorian. Credem, Doamne, că la Tine mai există sursă de încurajare și de aceea venim cu încredere și Te binecuvântăm. Binecuvântă mesajul pentru cei care n-au auzit până acum cuvântul Tău, Doamne. Lucrează, Doamne, în așa fel ca și ei să poată deschide inimile, să Te poată primi pe Tine, Doamne, și să se întoarcă la Tine. Binecuvântă cântările care vor cânta spre slava Domnului, Doamne, și ajută-ne ca în toate numele Tău să fie glorificat, cinstit și preamărit, Tată, Fiule și Duhule Sfinte. Amin. Amin. Acum merg acasă. Thank you.
Sfântul Scripturii din Epistola lui Iacov, capitolul 4, spune felul următor, două versete care ne prezintă Scriptura. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțintel și apoi piere. În asemenea împrejurări de întristare, scumpă familie îndoliată, cuvântul Scripturii și dragi prieteni, surori care sunteți aici împreună alături de familie, ceea ce ne arată cuvântul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră sunt cuvintele atât de adevărate și de puternice ale Evangheliei, prin care ne arată Scriptura căci viața noastră nu este decât un abur care se arată puțintel, apoi piere. În asemenea împrejurări în care avem în fața noastră trupul neînsuflețit, acelei care a fost morarul Cornelia, sorii noastre. Tabloul acesta ne arată că în asemenea situații, în zilnic, trec din jurul nostru și în fața noastră să perindă lucrul acesta pe care ni-l arată Dumnezeu, că într-o zi și noi vom merge din viața aceasta, dar chiar dacă cea dragă o prezentat și o arătat într-o viață atâta candoare, dragoste, putere și atâta capacitate de a avea grijă de familie, de cei din jurul ei. Cuvântul Scripturii spune cuvântul, faptul căci Dumnezeu când cheamă, nimeni nu se opune acestei chemări ale lui Dumnezeu. Dar cel mai important lucru este că acest cuvânt al lui Dumnezeu veșnic, el are putere de mângâiere pentru sufletele noastre. Este singura nădejde care ne poate însoți în toată veșnicia. Cuvântul Scripturii, ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu în dreptul acestei situații, că viața noastră este în mâna lui Dumnezeu și noi am fost creați pentru slava lui Dumnezeu. Noi am fost făcuți pentru un timp, suntem creați și am venit în lumea aceasta și viața noastră este așa de vremelnică. Este temporară. Și nădejdea pe care ne-o dă Scripturile datorită faptului căci ne-am pus viața noastră și am încheiat și a fost un moment în viața noastră în care noi ne-am hotărât să-L urmăm pe Dumnezeu. Ne arată Scriptura, frați și surori, scumpi prieteni, căci pentru noi care ne-am pus în crederea, moartea este un câștig. Și Biblia afirmă, ferice de morții care mor în Domnul. Dumnezeu, zic, să mângâie familia îndurerată. Amin. Și pe toți cei prezenți. Amin. Nu știu dacă timpul ne permite să ieșim afară. Putem să ne spuneți dacă plouă. Am căuta să ieșim afară, începând de la ușă, ca apoi încet, încet să se scoată sicriul și să continuăm slujba. Dumnezeu să ne ajute. Pe calea Yeah.
despre Dumnezeu. Doamne, bunătatea Ta ține în veci. Nu ne părăsi niciodată. Dumnezeu știe când am sosit în lume, știe când plecăm din lume și viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. O ia când vrea și o dă cui vrea. De aceea se cuvine să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Astfel, doresc să mă închin înaintea lui Dumnezeu cerându-i sprijin peste timpul acesta de slujire și de încurajare prin credință și cuvântul Evangheliei. Doamne Dumnezeule, și cu acest prilej plin de durere, când a plecat dintre noi sora Cornelia Moraru, când adunarea de doliu este îndurerată, te rugăm să privești pe locul acesta cu milă. Te rugăm să lași bunătatea Ta peste noi și inimile noastre să fie încurajate prin cuvântul Scripturilor. Acum și cu această ocazie mă rog să binecuvintez întreaga asistență. Cuvântul ce va fi rostit în numele Domnului, te rog frumos să-l faci să ajungă la fiecare inimă. Apoi, viu și lucrător cum este El, te rog să-l faci să producă transformarea în viața fiecăruia și în felul acesta să ne gândim la veșnicie și la viața de acum. Ne-ai dat viața aceasta scurtă să o câștigăm pe cealaltă. De aceea te rog, binecuvântă întreaga asistență cu viață veșnică în numele lui Iisus. Amin. Când a Domnului trâmbiță sus în cerului va suna și ziua aceea mare va sosi. Și când credincioșii toți în jurul lui s-or aduna, sunt în slavă lui și el va poroi fi. Când tinerețea ei a fost o cântăreață, a cântat în corul bisericii până în ziua când n-a mai putut să vină la biserică. An și an și zeci de ani a cântat. Un grup de tineri doresc să cânte la mormântarea ei o cântare și după acest grup vom asculta în robul Domnului citirea cuvântului Dumnezeu și cred că Dumnezeu ne va încuraja, ne va înviora și în același timp ne va da speranță pentru viața de aici și de dincolo. Dumnezeu să fie binecuvântat! Stau și privesc un rad în urmă, o ce dulce amintirea, a doi ochi ce nici cum n-am să-i uit. Când eram nesiguranță, ea-mi vorbea despre speranță, glasul ei blândit cum n-am să-l uit. Ce scumpă-i mama mea, mama mea, nu-i pot uita iubirea ce plâng mă alina. Ce plâng mă alina,
era splătit odată de Iisus. Îți aud și acum glasul ce-mi spunea să las păcatul. Povața ta mi-a dat aripi pe cer. Ce scumpă e mama mea, mama mea, nu-i pot uita iubirea ce plâng mă alina. Mama mea, mama mea, prin tine Dumnezeu viața mi-a dat. Ce scumpă e mama mea, alzător și îngăduit. Iubitorul acela de mamă, ce în anii mai mici te-au crescut, sfioasă, cu drag și cu teamă, ți-a fost mângâiere și scut. Să ascultăm citirea. Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl citesc se află scris în cartea prorocului Isaia, capitolul 57, versetele 1 și 2. Cei ce ați dori să urmăriți în Sfânta Scriptură, pagina 727. Piere cel neprihănit. Și nimănui nu-i pasă. Se duc oamenii de bine și nimeni nu ia aminte că din pricina răutății este luat cel neprihănit. El intră în pace în groapa lui. Cel ce umblă pe drumul cel drept se odihnește în culcușul lui. Amin. Îndurerată familie, iubiți frați și surori, stimată adunare de doliu, momentele în care ne aflăm sunt apăsătoare. E vorba de o mamă care a plecat, cuvânt cu mamă, atinge o coardă sensibilă în inima oricărei persoane. Când rostim cuvântul mamă, ne aducem aminte de dragostea jertfitoare a mamei, ne aducem aminte de tandrețea ei, ne aducem aminte de chipul ei care ne-a arătat primul zâmbet chiar printre lacrimi, imediat după naștere, și ne-a dat primul sărut cu toată durerea în care se află. Sigur, acum, mama la care ne referim a murit.
Moartea nu e dorită, nu e plăcută, ba dimpotrivă, Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Corinteni, capitolul 15, spune că moartea este dușmanul, vrăjmașul cel din urmă. Am trecut în viață prin multe situații, dar în lupta aceasta a vieții, ultimul vrăjmaș l-avem de întâmpinat este moartea, numai că așa cum se anticipa, noi credem că moartea nu are ultimul cuvânt. Ci ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Prin Domnul Iisus Hristos, care a spus în Evanghelia după Ioan, capitolul 11, Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Aceasta este ceea ce ne dă curaj. Aceasta este ceea ce ne mângâie în confruntările cu realitățile dure ale vieții. Sigur, când vorbim despre moarte, nimeni n-ar vrea să moară. Dar toți am vrea să ajungem în rai. Și aici este oarecum paradoxul. În rai am vrea să mergem, dar să murim nu am vrea. Că nu se poate. Ca să ajungem în rai, trebuie să trecem prin strunga aceasta a morții. Un celebru scriitor britanic spunea, Bernard Shaw, moartea este cea mai generală experiență umană. Iar alt scriitor, de data asta francez, Victor Hugo, spunea, trebuie să mergem la cer călcând pe pământ. Scumpii mei, desigur, unii calcă pământul mai mult timp, alții mai puțin. Cum hotărăște Dumnezeu în dreptul fiecăruia? Noi, cei mai în vârstă, când ne uităm la vârsta la care a plecat dintre noi sora Cornelia Moraru, spunem că a plecat tânără. Sigur, tinerii, copiii, spun că a murit o bătrână. Dumnezeu să o ierte și cam atât. Dar, oricum, aș vrea să vă spun ceva. Oricum ar fi, toți vom pleca. Și interesant că nu pe rând, pe sărite. Noi în biserică avem o soră în vârstă, cu 20 de ani mai în vârstă decât sora Cornelia, care de o lună de zile este între viață și moarte. Se pregătește să plece din lumea aceasta. Românii nu știu, probabil văd că se mai sora Voina Eugenia. Are 85 de ani. Cornelia a avut 65 de ani. Ne așteptam să plece sora Eugenie. Și a plecat sora Cornelia. Folosesc prilejul să vă spun că nu știu exact ziua, mâine sau poimâine vom avea altă mormântare, fratele Loșcoi Corci a plecat și el la Domnul aseară, în jurul orei 10:30. Ieri ne-am întâlnit câțiva frați, acolo ne-am rugat, am cântat, a cântat cu noi și aseară a venit solul morții și a cerut obștescul sfârșit sau tribul. Frații mei, surori iubite în Domnul Iisus, doamnelor și domnilor, îndurerată familie,
După plecarea sorei noastre la cele veșnice, putem spune, s-a mai dus un om de bine. A mai plecat un neprihănit. Așa am citit în textul acesta biblic, iere cel neprihănit, se duc oamenii de bine. Ceea ce a scris prorocul Isaia despre ceea ce a văzut în zilele lui este o realitate pe care o trăim și în zilele noastre. Oamenii din vremea prorocului Isaia erau oameni ca și noi. Cu toate că Isaia a scris cu aproximativ 2740 de ani înainte de noi cartea care îi poartă numele, se vede că oamenii din vremea lui semănau foarte mult cu noi. Oamenii din vremea lui Isaia nu erau foarte primitivi. Aveau un oarecare nivel de dezvoltare, de civilizație. Erau organizați, aveau împărați, aveau guvern, aveau dregătorii, aveau religie. Nu duceau lipsă de religie. Însă, ca să ne dăm seama mai bine cât de multă, cât de mare asemănare este între oamenii din vremea aceea și noi, o să vă spun câteva lucruri din Sfânta Scriptură. Oamenii aceștia aveau o religie declarativă. Auziți? Isaia 29 cu versetul 13. Nu spun eu, nu spune Isaia, ci așa citim. Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. O religie declarativă. În al doilea rând, oamenii sau credincioșii de pe vremea prorocului Isaia aveau parte de o religie coruptă. Și lucrul acesta argumentez cu Biblia, Isaia 1 cu 23. Mai mari tăi sunt răzvrătiți și părtași cu hoții. Toți iubesc mita și aleargă după plata, după plată. Orfanului nu-i fac dreptate și pricina văduvei n-ajunge până la ei. Liderii politici și liderii religioși ai timpului erau atât de corupți cum probabil numai pe vremea noastră mai există așa ceva. În al treilea rând, oamenii, inclusiv liderii religioși, de pe vremea prorocului Isaia, aveau parte de o religie pervertită. Și din nou fac apel și mă citesc tot din cartea prorocului Isaia, cum se prezenta profilul moral al celor din vremea prorocului Isaia. Auziți? Isaia 5 cu 18. Trag după ei nelegiuirea cu funiile minciunii. Și trag după ei păcatul cu șleaurile unei căruțe. Numesc rău bine și binele rău. Spun că întunericul este lumină și lumina întuneric.
Da amărăciunea în loc de dulceață și dulceața în loc de amărăciune. Și ascultați, scot cu fața curată pe cel vinovat pentru mită și iau drepturile celor nevinovați. Acesta era profilul moral a celor din vremea prorocului Isaia. Și acum, sigur, noi putem trage concluzia. Oare chipul moral spiritual a societății contemporane cu noi e altfel? Existau însă și atunci, ca și acum, câțiva oameni care încercau să oprească depravarea morală a societății. Prin grai, prin scrieri, prin exemple bilduitoare de viață, oamenii aceștia, câțiva puțini, chemau poporul, chemau oamenii, chemau semenii să părăsească păcatul, să se pocăiască. Și dați-mi voie să citesc. Unii cred că pocăința am inventat-o noi, pocăiții, că n-au avut ce face, știu eu, bătrânii noștri în urmă cu 100 de ani și au înființat religii noi, neoprotestante sau știu eu cum, și s-au numit oamenii pocăiți. Nu e adevărat. Ceea ce vă citesc acum mi-ar părea bine să vedeți toți, scrie, îndemn la pocăință. Acum 2700 de ani se striga de către Dumnezeu prin gura prorocului Isaia. Îndemn la pocăință. Și auziți ce le spunea? Spălați-vă deci și curățiți-vă. Luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți rău. Învățați-vă să faceți binele. Căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Iar apostolul Iacov, fratele Domnului, în epistola care îi poartă numele, arată că de fapt aceasta este adevărata religiune. Nu cea declarativă cu care oamenii se laudă. Am credința mea, nu-mi las religia. Cu care oamenii se bat în piept. Suntem creștini de 2000 de ani. Ba unii mai slabi la istorie au ieșit înainte de era noastră. Suntem creștini de peste 2000 de ani. Frații mei, auziți ce spune Iacov, fratele Domnului. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Scumpii mei ascultători, stimată familie, iubiți frați, vreau să vă spun că sora noastră, Cornelia, așa cum în viziunea lui Isaia, oamenii aceștia care căutau să oprească depravarea morală, erau numiți oameni de bine. Despre sora Cornelia putem spune, a plecat dintre noi un om de bine. Sper că nu mai sunt încă oameni cu prejudecăți în o anumită parte a țării. Oamenii sunt bărbați, celelalte sunt muieri. Nu. Sper că depășim, nu, prejudecata asta. Omul este om, fie că e de parte bărbătească sau femeiască, este om. Iar sora Cornelia a fost un om de bine. Un om de bine. Cei care ați cunoscut-o îmi veți da dreptate. Eu am cunoscut-o în tinerețea mea. Poate nu vreau să supăr pe nimeni, dar
Ea a fost foarte apropiată familiei mele în care m-am născut, pentru că a avut o prietenie curată, frumoasă. Păstrându-și fecioria, atât ea cât și fratele meu cu care ea a fost logodită, dar, nu știu, Dumnezeu sau oamenii au strâmbat lucrurile, că s-au întâmplat altfel. Însă am rămas în bune relații, atât cu familia, ea ne-a vizitat acolo în Bihor, unde m-am născut eu, de multe ori, pentru că am spus, au avut o prietenie lungă și curată și așa cu fratele meu. Ne-am cunoscut, dar am cunoscut-o din totdeauna ca un om de bine. Un om de bine. Un om de bine. S-a mai dus un om de bine. Și auziți ce spune Isaia despre cei care sunt oameni de bine. Ei intră în pace în groapa. El intră în pace în groapa lui. Intră în pace. În pace cu familia, cu prietenii, cu cunoscuții, cu frații, dar în mod deosebit, în pace, în păcate cu Dumnezeu. Asta e foarte important. Să fii în păcat cu Dumnezeu este țelul suprem la care poate năzui o ființă umană. Să nu pleci din lumea aceasta în vrăjmășie cu Dumnezeu. Dar cum ne putem împăca cu Dumnezeu? Ne spun Scripturile. Crezând în unicul Său Fiu, primindu-L pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn al vieții noastre, pocăindu-ne, lăsându-ne de păcatele noastre, căutând să trăim frumos între oameni, dar mai ales să rămânem în voia lui Dumnezeu, să împlinim cuvântul Său. Asta înseamnă să ne împăcăm cu Dumnezeu. Și sora Cornelia a avut un moment în viața ei când a luat decizia să împăca cu Dumnezeu. A încheiat un legământ cu Dumnezeu. Un legământ de slujire. Și când a întrebat-o pastorii care au botezat-o, până când încheie acest legământ cu Domnul? Și a spus, până la moarte. Și așa a fost, până la moarte. Niciodată nu l-a înjurat pe Dumnezeu. Niciodată nu l-a blestemat pe aproapele ei. Niciodată nu l-a negat pe Dumnezeu. În timpul comunistului, când a făcut școală și a lucrat, nu. A stat având coloană vertebrală, poate uneori hulită, alteori prigonită pe motiv de credință. Și nu numai ea, și alții. Dar niciodată n-a călcat legământul, pentru că a făcut pace cu Dumnezeu prin legământul de slujire toată viața. Și acum, auziți, intră mormântul ei în pace. Nu e frumos asta, scumpii? Doamne, greu va fi pentru cei care intră în mormânt, în vrăjmășie cu Dumnezeu, în ziua judecății, vor auzi sentința aceea dură, duceți-vă de la mine, blestemaților. N-aș vrea să audă nimeni din cei de aici. Ci tot să audă ceea ce zice Domnul celor de la dreapta. Veniți, binecuvântați Tatălui meu și intrați în moștenirea care v-a fost pregătită înainte de întemeierea lumii. Scumpii mei, spune profetul că ei intră în pace în groapă, apoi se odihnește o vreme. Se odihnește. Nu merge la chin. Merge la odihnă veșnică. Cât este de bine, cât este de frumos, cât este de măreț, de minunat. Când vă sfârși viața aceasta, care-i trudă și durere și zor și zbatere și zbucium și frământare, să ne ducem la odihnă, la odihna pe care ne-a pregătit-o Domnul Iisus Hristos și a spus prin Apostolul Pavel că toți cei care rămân în odihna aceasta au o odihnă care întrece odihna de sabat,
odihna fizică din ultima zi a săptămânii, odihna veșnică cu Hristos, împărtășie cu Sfinții și cu Îngerii. Aș dori din toată inima. Toți cei care participăm astăzi aici la acest moment dureros a plecării dintre noi, a celei ce a fost mamă, soacră, bunică, alt grad de rudenie, cumnată, buscră, știu ce a fost. Acum când a plecat și noi suntem cu inimile cernite de durere, nădejdea vieții veșnice să ne umplă pe toți. Să ajungem toți să fim socotiți de Dumnezeu și nu să ne măgulim noi pe noi. Oameni neprioniți și oameni de bine. Amin? Amin. Și apoi să sfârșim cu bine calea. Să intrăm în pace în mormântul nostru și să intrăm în odihna veșnică. Amin. Amin. Fiindcă am auzit despre trecerea a Domnului aflatului torcii, aș vrea să informez comunitatea creștină, special a Bisericii Philadelphia. După ora 8 vom avea priveghea Capela Unitariană în seara aceasta, mâine seară, iar fine, în jurul orei 1:30, vă vom anunța exact ora când va începe serviciul de mormântare. După ce vom tenta, dintr-o tentare, să ne mângâiem inimile, vom asculta un cuvânt de rămas bun pe care va citi fratele Îngel. Mama mia, mama mia, a plecat primăvara spre aștept răbdător.
noștri. Dragi frați și surori, noi vă spunem tuturor, frați și surori, fiindcă suntem copii același Dumnezeu. Dragă Damaris, dragă Octavian, dragă Tavi, aproape că nu există om să nu aibă un ceas. Ne trăim viața în limita aceasta umană, după timpul indicat de ceas, și am vrea uneori să oprim timpul, uneori am vrea să-l grăbim, când suntem în suferință să treacă cât de repede, iar când avem bucurii rare, să dureze cât mai mult. Am zis și altă dată, spun și acum, este așa de nedrept, după o viață de 65 de ani în cazul sorei Cornelia, în cazul altor frați, al altor oameni, fratele Ștefan Stoic a avut 94 de ani. A trecut din viața aceasta, a trecut la Domnul chiar în primăvara acestui an. Și este așa de nedrept să menționezi viața unui om pe o foaie și jumătate. Pe o pagină și jumătate. Nici măcar pe o foaie și jumătate. Sunt convins că după ce vom rosti cuvintele acestea constituite într-un remember, așa, o aducere a minte a ceea ce a fost sora Cornelia sau și ce a făcut, după ce vor fi rostite aceste cuvinte, cele mai multe cuvinte despre ea vor fi rămase nerostite. Numai că spunea un părinte bisericesc cu mulți ani în urmă, îndemnând pe credincioși autentici să predice Evanghelia în fiecare zi și să vorbească oamenilor, să predice oamenilor despre Domnul Iisus în fiecare zi și în fiecare ceas. Și spunea la sfârșit, și dacă mai este nevoie din când în când să mai și vorbească. Adică există o vorbă fără de cuvânt, există un mesaj pe care îl transmitem noi prin viața trăită. Morarul Cornelia Ana. N-am știut până aproape acum că dumneaei a avut și acest nume frumos, Ana. Cornelia Ana. S-a născut în data de 23 octombrie 1948, la scurt timp după încetarea celui de-al doilea război mondial, din părinții Ioan și Elena. A copilărit în acea perioadă la Petroșani, fiind cea de-a treia fiică a familiei Moraru. A absolvit liceul teoretic din Petroșani în anul 1966. După absolvirea liceului a lucrat la agenția CEC din oraș și mai apoi în cadrul spitalului municipal din Petroșani până când a ieșit la pensie. Când a avut frumoasa vârstă de 18 ani, când în general tinerii își fac alte și alte proiecte de viitor fără de Dumnezeu, sora Cornelia Ana, la 18 ani, a încheiat legământ cu Dumnezeu în apa botezului, așa cum este scris și poruncit de Domnul Iisus Hristos când a spus: duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură, spunea asta ucenicilor, și mai apoi, cei care vor auzi Evanghelia și vor crede ce scrie în Evanghelie și se vor boteza, vor fi mântuiți. Cine nu va fi osândit. Sora Cornelia, auzind cuvântul acesta, primindu-l în inimă, la 18 ani s-a botezat, iar în 1972 s-a unit prin căsătorie cu Belciug Teodor. Domnul a binecuvântat căsătoria lor cu doi copii, Octavian și Damaris, pentru noi Tavi, Moraru, Tavi al nostru. Copii pe care i-a crescut cu multă dăruire și i-a iubit, chiar dacă a fost singură. Îngăduiți-mi să fac aici, Tavi ne-a spus lucrul acesta și l-aveam de gând și eu. Din când în când, când este situația și o impune, să adăugăm lucruri care trebuie menționate. Nu a avut mai scump pe lume, în afară de Domnul Iisus ca mântuitor,
Sora Cornelia n-a avut mai scumpe nume pe lume decât pe Tavi și pe Damaris. Eu nu am întâlnit-o vreodată pe Cornelia să discutăm, să ne întâlnim, fără ajunge după nu multe minute de conversație să ne vorbească de Tavi și Damaris. Mai apoi să ne vorbească despre nepoții care Dumnezeu i-a dăruit sorei Cornelia. Săptămâna trecută, pe data de 7 mai, a fost ziua soției mele și mulțumim Domnului că am dat încă viață. A sunat Cornelia la noi acasă și mi-a zis, așa mult aș vrea să vin la ziua ta. Soția i-a spus, soțul, adică eu, soțul este plecat pentru o săptămână în răsăritul țării până la Marea Neagră și se va întoarce săptămâna viitoare. Va veni, te vom aduce acasă la noi și vom fi împreună ca în fiecare an până acum. Se pare însă că înainte de a veni la noi, Domnul a hotărât să o ducă acasă. Am spus lucrul acesta, rare mame am văzut crescându-și copiii cum a făcut-o sora Cornelia, cu sacrificiu. Cred că este cuvântul definitoriu pentru viața ei ca mamă, pentru Tavi și pentru Damari. Dar vreau să mai subliniez ceva. Când Cornelia, mai la începutul bolii ei, avea nevoie, ca fiecare dintre noi, de bucurie și nu de supărare, am auzit și pe Octavian și pe Damaris, ne străduim să învățăm foarte bine. Pentru că fiecare notă bună pe care o ducem acasă, este un leac vindecător și alinător pentru mama. Și am zis, ce mare lucru să ai astfel de copii, să aduci bucurie părintelui tău care de asemenea s-a jertfit. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Plecând din lumea fizică, după socotelile și după gândul nostru, plecând din lumea aceasta prea devreme, lasă în inimile noastre durere și jale. Cu toate că știm că unde a plecat ea, este mai bine. Slăvit să fie Domnul, că e adevărat. Se desparte de fiul Octavian și de soția lui Marieta. De nepoatele din partea lui Octavian și al Marietei, Angela și Eliza, care acum, când poate mijesc zorile în Canada, sunt cu gândul aici la Petroșani. Dumnezeu să le binecuvinteze acolo. Ei n-au putut să vină acum împreună pentru că Tavi și Mari, soția lui, aproape n-au ajuns bine înapoi în Canada. Ei au fost o lună jumate, două luni în urmă aici. Domnul îngăduindu-le să-și întâlnească mama în viață, să mai aibă bucuria părtășiei sfinte împreună. Ele au rămas acolo, Tavi a venit. Și mulțumim Domnului că l-a ajutat. Se desparte de asemenea de fiica Damari și de soțul ei Dan și nepoții Filip și Luca, pe care a îndrăgit, pe Damari s-a îndrăgit-o și a iubit-o cât de mult a putut. Se desparte de asemenea și de fostul ei soț Belciuc Teodor. Se desparte de asemenea de cumnații Belciuc Daniel și Cerasela, Nechiforel Leon și Rosalia, de Sabo Micloș și Maria, de nepotul Cornel Moraru și de familia ei, a lui și de verișoara Anuța, de Cusca Elisabeta Iacob, de Cusca Jurca Marieta și Cuscul Colțea Gheorghe. Văd aici și mulțumim Domnului pentru efortul făcut de rudele venite din Luduș, am înțeles? Dumnezeu să vă binecuvinteze, au venit rudele de acolo. Și se desparte de asemenea de foștii colegi de servici cu care a păstrat o legătură și după pensionare. Și aici îngăduiți-mi din nou o mențiune prin natura împrejurărilor, având de multe ori pe cei dragi în spital aici la Petroșani, mergeam, am menționat și aseară, am mers în biroul unde lucram la contabilitate și când intram vedeam fețe care le văd și astăzi aici la slujba aceasta de mormântare. Imediat se ridica de la birou și cerea scuze, cumva spunea, trebuie să mă duc undeva, era înțeleasă de colege, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Lua un halat pe dumnea ei și se ducea cu fiecare în parte când avea probleme la spital. Faptele acestea, să știți, sunt scrise înaintea lui Dumnezeu. Mulțumim colegilor care ați venit. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Se desparte, așa cum am spus, de colegii de servici. Apoi se desparte de vecinii din blocul 8, de pe strada Independenței, de toți cunoscuții cu care a intrat în relație în tot timpul vieții ei și în mod deosebit se desparte pentru o scurtă vreme, că Domnul va hotărâ, de frații și de surorile de credință din biserica
Filadelfia din Petroșani. Frați și surori care au fost alături atât în bucurie, cât mai ales în clipele grele a vieții, se desparte, încă o dată zic, în mod deosebit, de cea care în ultima vreme, grea perioada vieții sorei Cornelia Ana, se desparte, deci, de sora Camelia Albăstroiu, precum și de familiile care au pus deoparte timp și dragoste și au ajutat-o răspunzând dorințelor ei și cei care au tratat-o nu de puține ori, ca pe un membru al familiei lor. Te iubim și te vom păstra în memoria noastră, slăvit să fie Domnul. Îngăduiți-mi de asemenea să citesc un mesaj, pentru că așa cum veți sesiza și veți înțelege din scurtul mesaj, sora Cornelia a fost iubită nu doar în țară, nu doar în orașul acesta, ci a fost iubită și peste hotare. Dar dați-mi voie să citesc. Când a decedat sora Cornelia, am sunat la prietenii din acolo din Suedia și am primit un scurt mesaj pe care, la dorința celor din Suedia, prietenilor, familiei, îl citesc în această zi. Ieri am primit tristul mesaj că draga noastră soră Cornelia Moraru a fost luată dintre noi pentru a ajunge la Dumnezeul nostru din cer. Cornelia a vizitat Suedia împreună cu corul din Petroșani în anul 1994. Și de atunci ea a avut un grup de prieteni în Okero. Acolo este orașul de noi am fost și sora Cornelia de asemenea. Întotdeauna când am vizitat orașul Petroșani, am fost invitați în casa sorei Cornelia. Ultima dată când am vizitat-o, fiind în luna septembrie 2013, anul trecut. Am avut de asemenea o legătură strânsă cu copiii ei, cu Octavian, atâta perioadă cât a trăit în Petroșani. Și mai apoi, în ultimii ani, de asemenea am avut o strânsă legătură cu Damaris. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă dăruiască confort, zic ei, și putere să puteți depăși momentul acesta. Înțelegem că sora Cornelia a avut o viață nu întotdeauna ușoară. De asemenea, de când am cunoscut-o, am putut să vedem că a fost o femeie care niciodată nu s-a plâns de situațiile ei grele. Ea a influențat oamenii într-o cale bună și pe o cale bună, dar nu vorbind, ci trăind. Trăim un sentiment de tristețe la afara veștii, dar de asemenea știm că suferințele ei s-au sfârșit. O vom întâlni într-o zi în cer. Ai tăi prieteni deosebiți din Suedia, Ökerö, Lisbeth, Benny, Ann-Marie, Ragnar, Lis-Marie și Svenoke. Dar dați-mi voie să vă spun că mult mai mulți prieteni Dumnezeu a avut acolo. Iubiții noștri, sora Cornelia Ana a plecat. A avut și am spus aseară și vreau acum la încheiere să menționez din nou că este prea frumos exemplul Dumnezeu ei. A avut o viață distinsă, elegantă și discretă. N-am auzit-o niciodată plângându-se. Așa cum a trăit frumos și distins, așa a plecat dintre noi. Și s-a dus în locul pe care Domnul Iisus a promis că ne promite, că ne-l pregătește nouă, celor care credem în El. Dumnezeu să binecuvinteze familia. Rămânem de acum cu memoria pozelor. Uitați-vă ce fată și ce femeie frumoasă, o față blândă, așa cum a fost caracterizată întreaga ei viață, de o blândețe parcă ieșită din comun. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute într-o zi binecuvântată, zic încă o dată, toți absolut, dar niciunul dintre cei prezenți să nu lipsească în cer. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Amin. Înainte de a încheia timpul de încurajare și mângâiere spirituală, dorim să ascultăm pe fiica Moraru Cornelia, care dorește să aibă pentru întreaga adunare de toliu un cuvânt.
Dacă poți să te dai tare. Să nu auziți cuvintele astea din gura mea, pentru că pentru noi reprezintă foarte mult faptul că sunteți aici și mai mult că ați fost alături de Monica și de noi în viața noastră. Și eu știu că sunt foarte mulți oameni care nu au putut să ajungă, sunt foarte mulți prieteni de ei plecați din țară în străinătate și ar fi fost aici poate nu așa mult loc gol și cred că ea ar fi fost foarte bucuroasă să știe că și ei sunt prezenți și nu au putut. Aș vrea să vă imaginați cuvintele pe care eu le spun ca o scrisoare din partea mea și a lui Tavi, care au venit acasă la dumneavoastră. Dacă mama ar spune ceva acum, eu cred că ar suna așa. Nu, uite ce de lume a venit la mine. Pentru ea, oamenii au fost importanți și Dumnezeu a binecuvântat-o din abundență cu nenumărați prieteni care au fost împreună alături de ea pe drumul vieții. Noi, ca și copii, vrem să vă mulțumim pentru că, chiar dacă am fost o familie mică, nu ne-ați lăsat să simțim asta niciodată. Domnul Iisus ne-a fost și ne va rămâne cel mai bun tată. Iar prin dumneavoastră, chiar fără legături de sânge, a fost pentru noi de nenumărate ori un fumătuș și verișor. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă răsplătească fiecare bunătate îndreptată înspre Monica, să facă să lumineze fața lui peste voi, să vă dea lumină și călăuză pe drumul vieții, să lase îndurarea peste fiecare dintre voi și copiii copiilor voștri, să vă dea pâine pe masă în fiecare zi, să vă asculte rugăciunile și să vă facă parte de împărăția lui. Știm că în fiecare familie în care a fost, s-a simțit ca acasă și că mulți dintre dumneavoastră o plângeți ca pe un membru al familiei. Domnului mulțumim pentru mama bună și deosebită pe care am avut-o și pentru educația aleasă pe care am primit-o. Vă mulțumim, vă iubim și vă purtăm un respect deosebit. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cu drag, Tavi și Damaris. Domnul acum vom rosti o rugăciune de mulțumire din fratele Nemes Daniel. Dumnezeule adevărat care locuiește în cerurile preanalte, în această zi plină de tristețe și durere, Doamne, stând aici, la căpătâiul celei care a fost sora noastră, Cornelia Morar, Doamne, venim și îți mulțumim frumos că și tu rămâi nădejdea noastră în inimile noastre, Doamne. Îți mulțumim că și tu ești cel care mâncă-i inimile întristate. Îți mulțumim pentru Damari și pentru Tavi, Doamne, că ei, în continuare, viața lor va fi în mâna Ta. Doamne, credem că și Tu le vei purta de grijă ca și până acum. Chiar dacă mama lor, Doamne, nu va mai fi, nu o va mai vedea, Doamne, Tu rămâi Domnul și Stăpânul vieții lor. Îți mulțumim pentru cuvântul Evangheliei, care ne dă speranță, ne dă nădejdea vieții veșnice. Și îți mulțumim că în cele mai grele probleme ale vieții Tu ești de partea noastră. Că așa ne-ai promis, Doamne, că în necazurile noastre Tu ești cu noi. Doamne, îți mulțumim pentru toți acei care și-au făcut timp să fie în momentele acestea grele alături de familia îndoliată. Îți mulțumim și te rugăm să le răsplătești fiecăruia în parte, Doamne. Doamne, încredințăm toată lucrarea în mâna Ta. Îți mulțumim pentru toți acei care au ascultat cuvântul Evangheliei și credem că și Tu, Doamne, vei lucra la inimile lor să Te cunoască pe Tine, așa cum ești Tu, Doamne, plin de dragoste și de bunătate. Toată slava, toată cinstea și închinarea Ți-o aducem Ție, Tată din Cer, în numele Domnului Iisus Hristos și prin onorata puterea Duhului Sfânt. Amin. Îmi doresc să mulțumesc tuturor care v-ați oprit o clipă în alergarea dumneavoastră ca să ajungeți să fiți alături de familia îndurerată, Dumnezeu să vă răsplătească. Dorim să ne deplasăm la cimitirul Oien, adică cel din aeroport, și în fața coloanei va merge semnul mortuar, voi fanfara bisericii, urmată de frații de credință, apoi carul mortuar, urmat de familie, rudenii, cunoscuți, prieteni.
Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Thank you.
Este loc pregătit pentru cei credincioși, sus în cer, unde nu sunt dureri, și mereu bucurii necurmat. Moartea lui Lazar, Maria a spus lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis: fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la învierea zilei de-apoi. Iisus i-a zis: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului care trebuia să vină în lume. Amin. Un poet creștin spunea: nu-i nimicire moartea noastră, nici veșnic nu vom fi îngropați, ci semănați spre altă lume în care vom intra înviați. Trăiți frumos urmând credinței, că nu sfârșim nimic acum. Mormântul nu-i o nimicire, ci un scurt popas pe un veșnic drum. Omul lui Dumnezeu, Balaam, și-a manifestat dorința să aibă parte de moartea celor neprihăniți. Stimații mei, moartea celor neprihăniți este scumpă înaintea lui Dumnezeu. Are valoare înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ține cont de omul care a trăit frumos pe pământ și îl răsplătește. O vorbă înțeleaptă din bătrâni spune: așa cum ți-a șternut, așa dormi. Cel neprihănit și la moarte trage nădejde că se va întâlni cu Creatorul său. Și că în ziua aceea Dumnezeu va primi locașurile veșnice. Moartea celui neprihănit, în al doilea rând, este plină de speranță. De aici, de pe pământ, speranța și-a făcut locaș în inimă, în inima celui neprihănit. Și cu această nădejde a mers toată viața și sora Cornelia. Atunci când va sfârși călătoria aici, o va continua în eternitate. Pentru că speranța aceasta a căpătat-o din cuvântul lui Dumnezeu, adusă de Hristos pe pământ între oameni, spunând Iisus Hristos: eu sunt învierea și viața. Iată dar de ce moartea celui neprihănit este plină de speranță. Și în al treilea rând, dacă vreți,
moartea celui neprihănit aduce bucuria vieții veșnice pentru că se întâlnește cu cel pe care l-a iubit și l-a slujit fără să-l fi văzut. Se întâlnește cu Hristos. Sora Cornelia va intra în ceata sfinților. Ne va întâlni în ziua aceea când și noi vom ajunge acolo. Atunci când El, Hristos, va veni să-și ia credincioșii, îi va lua pe cei neprihăniți. Există înviere a celor neprihăniți. Chiar dacă Marta spunea, știu că va învia în ziua de apoi. În ziua de apoi vor învia cei care vor fi prezenți la judecată, dar cel credincios va învia în ziua în care va veni Hristos să-și ia biserica. Dacă credem că Iisus Hristos a murit și a înviat, credem că El va aduce la viață pe toți care au murit în credința în Hristos. De aceea când El va veni și va suna cu trâmbița, morții care au murit în Domnul vor învia, nesupuși putrezirii. Chiar dacă astăzi așezăm trupul acesta în țărână și se va descompune, puterea învierii îl va transforma și va învia un trup nesupus putrezirii. Chiar dacă acum îl vom semăna în ocară, în durere, în ziua învierii va învia în slavă, pentru că cel ce are putere este Dumnezeu, care a creat cerul și pământul. Avem nădejde aceasta. Cel neprihănit și la moarte trage nădejde, dar cel rău și-a pierdut nădejdea. Pentru că el nu are orientare, nu știe în ce direcție va merge, pe când cel credincios va merge să se întâlnească cu acela pe care l-a slujit în lumea aceasta. L-a slujit pe Hristos, se va întâlni cu el la scaunul de domnie al Tatălui, adică al lui Dumnezeu. El, Dumnezeu, șade pe tron și guvernează lumea aceasta. Noi toți vom ajunge în fața tronului și ne vom bucura împreună cu Hristos. Doamne, ajută-ne! Amin! Amin. Încheiem timpul acesta de slujire pentru o rugăciune rostită de fratele Matea Vasile. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim în numele Domnului Iisus Hristos înaintea Ta să-ți mulțumim pentru cuvintele pline de mângâiere, de har, Doamne, din partea Evangheliei Tale, Doamne, lăsate pentru mângâierea sufletelor îndurerate. Îți mulțumim, Doamne, pentru căci Tu și în asemenea împrejurări, Doamne, ești alături de cei îndurerați, ești alături de cei care au rămas orfani, Doamne. Te rog să lași pacea Ta și mângâierea Ta în familia aceasta, Doamne, să binecuvintezi, Doamne, sufletele prezente, Doamne, să rămâi cu noi acum la despărțire, mulțumindu-ți, Doamne, pentru că ai fost alături de noi până aici, Doamne. Încredințăm familia în mâna Ta, Doamne, și te rog să lași a Ta prezență și a Duhului Sfânt, Doamne, peste fiecare inimă care au fost alături de familia îndoliată, Doamne. Numele Tău îl slăvim și îl lăudăm, Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Iar tu, Cornelia, du-te la partea ta de moștenire și odihnește-te, până te vei scula în ziua aceea când sfinții vor întâlni pe Hristos. Amin. 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 Vezi, cuiele sunt la picioare. Vedere, ne vom vedea, la revedere, ne-am salutat. La revedere, la revedere.
numele familiei tuturor care ați dovedit un gest de multă solidaritate, de compasiune. Ați venit până în locul acesta, chiar dacă în vremea este ploioasă, Dumnezeu să vă răsplătească. Cei ce doriți să ascultați slujbe de suflet, puteți să vizitați Biserica Pentecostală, care își desfășoară activitatea în cele două locații, în cartierul Ceferului și din cartierul Dimitro. În ziua de duminică dimineața de la 9 la 12 și după masă de la 6 la 8, iar peste săptămână de la 6 la 8. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească. Thank you.